Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă detaliere interesantă. Astăzi o să vorbim despre râșnițe, despre pocnitori, ascuțitori, cum vreți să le porecliți, faimoasele motoare de litraj mic cu 3 cilindri, care, în opinia mea, nu cred că trebuie privite atât de pesimist, pentru că au rolul lor. Da, din punct de vedere pasiune, ai putea să spui că nu e un motor care să aibă locul sub o capotă, deși Toyota ne-a arătat că poți să faci minuni cu un 3 cilindri turbo care să scoată aproape 270 de cai pe Yaris UGR și cu siguranță faptul că are un piston în minus nu deranjează cu nimic. Această mașină în care mă aflu este o Skoda Fabia, model nou, cu o motorizare mai interesantă, în ideea în care este simplă, adică un litru 3 cilindri aspirat cu injecție multipunct. Este 1.0 MPI, nu TSI, care are injecție directă și turbină, și dezvoltă în funcție de variantă 65 sau 80 de cai și cuplul este 93 de Nm în ambele variante. La noi în România se aduce doar varianta de 80 de cai și 93 de Nm în care mă aflu fix acum și nu se aduce nici varianta de 1.5 turbo de 150 de cai, care cumva e, da, vârful de gamă, dar nemai fiind un VRS ca înainte. Să-i dăm drum, muzic. Mașina a fost deja prezentată pe canal și nu mai intru neapărat în toate detaliile tehnice și așa mai departe, dar am vrut să menționez mașina, să o pun în context. Este cea mai ieftină variantă de Fabia, însă fix asta în care mă aflu mai are și niște pachete opționale în plus, care îi saltă un pic prețul cu vreo aproximativ 2400 de euro față de cât costă ea de bază. 15.175 de euro în echiparea de bază cu acest motor, iar mașina asta e vreo 17.600. Doar că nu dai fix prețul ăsta pe ea, pentru că mai ai discounturi, au niște programe interne de reducere, programul Rabla. Așa că, da, depinde cum o negociez, cum o echipez. E o mașină oricum care vine cu multe chestii în standard și aparent ai zice, de ce să-mi iau un motor atât de slab? Dar are logică, pentru că e un motor care este făcut pentru a te duce de la A la B. E o mașină foarte bună pentru parcuri auto, pentru curierat, servicii și, nu în ultimul rând, pentru cineva care se mișcă în oraș. Și fiind un motor multipunct, probabil va putea fi adaptat fără probleme pe gaz pentru cei care chiar fac distanțe lungi urban. Însă nu văd neapărat nevoia gazului pe acest motor, având în vedere că are un consum excelent din punctul meu de vedere. Cred că pur și simplu fiind un motor slab ca putere, nu prea are ce să consume, că n-ai cum să tragi de el în așa hal încât să... Adică și cu pedala la podea, dacă mergi în accelerații, nu vei avea consumuri de speriat. Se întâmpla în trecut chestia asta când motoarele erau ineficiente, adică vedeai motoare de 1.4, 1.6, 8 sau 16 valve care aveau puteri în spectru ăsta între, nu știu, 55 și 100 de cai, dar erau puse pe mașini grele, motoarele în sine n-aveau tehnologiile astea de control electronic care să le facă mai eficiente, se încălzeau greu. Și evident, pierzând căldură, nu transformau benzina aia în lucru mecanic, ci în căldură irosită. Ăsta este însă un motor care e făcut pe baza TSI-ului, adică are colector. Galeria de evacuare este integrată în chiulasă. Asta înseamnă că se încălzește foarte repede. Deja putem vedea că apare 90 de grade, adică, nu știu, au trecut probabil 4 minute, ceva de genul, de când am pornit. Și motorul are antigelul la temperatura proprie de funcționare. Evident, la ulei mai durează un pic până se încălzește, dar asta ne arată eficiența. Faptul că e foarte compact, e mic, e din aliaj, dar cămășile sunt din fontă. Așa că, cel puțin așa mi-explic eu partea asta de eficiență la ele. Da, calculul de ulei mai durează un pic, o să-l las așa că sunt curios la ce valoare se ridică. Am putut să conduc mașina un kilometraj destul de amplu, așa, adică am mers undeva în jur de 561 de kilometri. Mașina mai are 140 de kilometri autonomie, asta în condițiile în care are un rezervor mic.
Am făcut proba de filmare inițială în care am mers cu ea în oraș, am mers pe autostradă, pe drum național și pe urmă am mai făcut o buclă până la Craiova și înapoi, care evident a implicat toate tipurile de drum și oraș de provincie și București și ziua și seara și autostradă și drum național. Ba mai mult, am ajuns chiar pe viitorul drum expres care leagă Piteștiul de Craiova și am putut să ocolez Balșul. Nu știu dacă aveam voie să iau pe acolo, dar m-a băgat Waze-ul și nu era închis respectivul drum. Cert este că are niște consumuri de toată lauda, din punctul meu de vedere, pentru că în oraș, la modul trafic barbar din ăla cu bară la bară, stat o oră jumate să traversezi orașul dintr-o parte în alta, start-stop-ul funcționează foarte bine, adică stă inclusiv 10 minute cu motorul oprit, faruri pornite, muzică pornită, deci are o baterie cu resursă mare. Și repornirile sunt destul de simple, adică nu vibrează motorul, el per total tremură în capotă, dar ai niște suporți motor bine făcuți și mai mult decât atât are dezechilibrare activă, să-i spun așa, în sensul în care volanta are niște greutăți, contragreutăți asimetrice pe o parte și pe cealaltă parte folia de la cureaua de accesori e și ea dezechilibrată în contră și rezultatul e că motorul nu vibrează. Față de alte 3 cilindri pe care le-am testat, este cel mai echilibrat. Însă, nefiind turbo, nu livrează puterea bombastică, așa să spun, adică clar un Polo de 1.0 TSI pe care l-am condus cu DSG era mult mai fâșneț și se simțea mai echilibrat, pentru că ăla e un motor mai puternic, are 110 cai, altă detentă, să spun așa, dar baza e aceeași. Și la mersul ăsta de oraș super aglomerat, eu am scos un consum de aproximativ 7,1%, iar la un moment dat am mai resetat, am mai făcut un drum și am condus mai alert, neîngrijit, adică la modul vedeam că se pune roșu, dar totuși acceleram, nu scoteam pe liber sau frânam. Și ca să văd așa cât pot să scot consum, 8,2, dar era greu să depășesc această cifră, mai ales că start-stop-ul funcționa. Dacă l-aș fi oprit, probabil mai creștea consumul pe termen scurt, așa cam cu un litru, dar în niciun caz nu vezi cifre de 14-16%, așa cum se întâmpla, de exemplu, la un Golf 4 de 1.4, care era și o leșinătură de motor și consumurile erau foarte, foarte mari în raport cu mersul mașinii, să spun așa. Da, mă rog, ăla e un motor de acum 15-20 de ani. La mers de drum național, acolo chiar a fost surpriza, deci dacă mergi legal, prin sate unde nu poți să depășești, cum este, de exemplu, bucata aceea de după Pitești spre Balș, Slatina, sau București-Târgoviște, unde tot așa, fiind în general bandă continuă și multe mașini, tiruri, nu are rost să te risc să depășești și ești obligat să menții ritmul coloanei, care este unul de mers de viteză legală, am reușit să scot 3,1%. Evident, dacă te apuci și mai depășești, consumul ăsta crește undeva în jur de 4,2%, cam așa, adică după ce am intrat pe DN1 bucata de la jumătate spre București, adică legătura cu Snagovul până spre Otopeni, acolo ai niște viteze medii reale care se duc undeva în jur de 100-110 km/h, mai faci o depășire, sunt două benzi pe sens, implicit viteza și consumul cresc un pic, dar oricum 4,1-4,2%, adică mi se pare excelent, fără mari variații. Și tot așa, o surpriză plăcută a fost autostrada. În testul pentru condus, am condus pe bucata Snagov-București, București-Snagov, adică am făcut segmentul ăla de vreo, nu știu cât sunt, cam 35 de km de autostradă dus-întors, pentru că e o diferență de pantă-rampă de nivel și am obținut undeva în jur de 6,1% pe pilot automat la 140 de km/h. O cifră de diesel, aș putea spune, adică fără să mă abțin. Mers constant, tare, depășeam când era nevoie. Iar în momentul în care m-am dus la Craiova, am putut să retestez aceste valori. Am făcut o oră până la ieșirea din București, dimineața, exact în genul ăsta de trafic cum mă aflu acum, și consumul a fost undeva în jur de 7,3, cam așa am avut în oraș. Și pot să zic că m-am băgat pe niște străduțe aiurea, era drumul prost, am preferat să mă întorc, așa că am mers un pic grăbit, nu m-am uitat la consum, nici n-am avut ecranul de consum activat, eram pe altceva. Și am putut să văd consumul când am ieșit pe autostradă. După aia am resetat, am mers cu 140 constant, am avut viteza medie mare și până la Pitești am avut un consum de 6.0. Începuse cam cu 5,
5, doar că a trebuit să mai încetinez la un moment, dar nu puteam să mențin pe pilot automat viteza și mai un aspect, motorul având totuși doar 80 de cai, nu pot să accelerez, de exemplu, de la 120 la 140 în 3 secunde. Așa că trebuie să-ți calculezi un pic manevrele și de aceea viteza medie scăzuse, pentru că, de exemplu, eu dacă aveam un tir în față la 500 de metri și vedeam din spate că vine o mașină tare, gen cu 180-200, cum se merge în realitate pe autostradă, nu mă băgam, pentru că eu nu aveam puterea să accelerez de la 120 la 140 și să mă bag după aia înapoi pe bandă, așa că preferam să încetinesc. Evident, încetinind scădea și viteza medie și consumul un pic, așa că de aia până pe la jumatea autostrăzii am avut cam 5-6. La Pitești, când am terminat autostrada, am terminat-o cu 6-0. Pe urmă, continuând pe drumul național până spre Craiova, am ajuns în Craiova cu un consum de 5,5% sau 5,2, cam așa ceva. Cred că am chiar o captură de ecran în telefon. Iar i-am dat mașina lui Cezar să meargă și el cu ea în Craiova. A zis că lui nu-i place motorul ăsta în raport cu performanțele, dar strict pentru de la A la B e exact ce trebuie. Mă rog, el având o mașină cu aproape 300 de cai, e lezne de înțeles de ce nu gusta motorul ăsta. Iar la întors am putut să fac partea asta de sate cu 4,2% și după aia autostrada a fost tot cam așa, în jur de 5-8-6, pentru că e o diferență de nivel. Cert e că per total tot drumul pe care l-am făcut am avut un consum de vreo 5,5. Autonomia reală era afișată la vreo 700 de km, adică acum am 563 tripul parcurs și autonomia este 130. Deci rotunjit am putea spune că faci 700 de km fără niciun fel de problemă, cu 45 de litri cât o avea rezervorul ăsta. Iar consumurile afișate, de exemplu, acum de când am plecat de pe loc, am 7,5%. Adică ăsta e consum de multe motoare diesel. În general, la cifrele astea nu mi se pare că merită neapărat să treci pe o sursă alternativă. Da, poți să ieftinești un pic transportul, că de exemplu dacă mergi sute de kilometri zilnic, chiar și un litru minus poate să conteze. Dar important e că ai un consum care nu variază foarte mult și e pe un motor care e cu o construcție fiabilă, adică ai elemente simple pe el, nu e nimic complicat. Iar per total, consumul pe termen lung de când am resetat cu totul computerul de bord e 5,6%. De la alimentarea mașinii 5,7%, a mai stat probabil un pic pornită pe loc. Și mai are computerul niște date interesante de viteză, de deplasare, uite, durată. De la alimentare mașina a mers 10 ore, strict de la pornire 11 minute și pe termen lung 9,36. Deci motorul ăsta a pornit vreo jumătate de oră până am făcut eu setările mașinii și așa mai departe. Și undeva distanțele parcurse 500, mă rog, ăla de fapt l-am văzut. Deja vitezele medii. De la alimentarea mașinii 56 de km pe oră, acum în oraș 18, că evident e traficul lent, și strict pe ce am făcut eu de când m-am urcat în ea ca să o conduc, 59 de km pe oră. Așa că râșnițele astea, cum le numește lumea, uite că au și părțile lor interesante. Adică nu-i genul ăla de mașină pe care să o judeci din punct de vedere pasiune, asta este clar, dar are avantaje. Adică tu dacă ai un leasing și vrei o mașină ieftină de la A la B, care se întâmple să aibă și cât de cât ceva confort, adică mașina asta în standard vine cu un ecran, poți să conectezi telefonul, ai și tu niște, un aer condiționat, ai încălzire în scaune, opțional poți să ieși în volan, oglinzile sunt electrice și cu reglaj, are frână de mână manuală cu diverse spații de organizare, tot felul de tăvițe, sistemele astea de prinderi, cum le numește Skoda Simply Clever, tot felul de cleme. În spate, de asemenea, ai o tăviță unde poți să pui chestii la încărcat telefoane, pentru că ai și două porturi USB. Adică e o mașină modulară, portbagajul are 380 de litri. Adică mă văd mergând în oraș cu genul ăsta de mașină. Mașina pe care o am eu consumă cel puțin dublu în același stil de mers. Și mă uit că, deși cutie manuală, timoneria este foarte reușită, pedalele sunt moi și e ușor de condus. Adică nu mă deranjează start-stop-ul. Îmi plăcea până acum foarte mult motorul de 1.2 Turbo PureTech de la PSA, care e un motor puternic, e reușit, are un interval bun de putere, adică îl vezi pe la 75 de cai aspirat și începând de la 100 până la 155 de cai turbo, doar că acolo are anumite vibrații exact în genul ăsta de mers când pleci de pe loc. Dar avantajul la acel motor e că primești o cutie automată de
de la Isin cu convertizor, care e cam 1800 de euro. DSG-ul pe mașina asta e undeva la 1660 de euro. Și este un DQ200 cu ambreiajele alea uscate, care la, să zicem, în intervalul 200-300.000 de kilometri s-ar putea să ceară niște mentenanță, să spun așa. Dar uite, fix acum în traficul ăsta, start stop, deși nu e o mașină mild hybrid, motorul poate fi hibridizat în ideea în care îi se pune un alternator și o baterie de 48 de volți, dar în momentul în care, uite, apeși ambreiajul, pornește, nu vibrează tare, dacă te deplasezi un pic și pui frână iar, mașina stă pe loc, n-ai probleme de vibrații, de confort, comenzile sunt ușoare. Îmi place volanul ăsta care are dublă scobitură. A remarcat cineva bine în comentarii că seamănă cu volanul de S-Class W222, care era exact așa cu teșitura asta. Mie îmi place la volanul ăsta faptul că poți să pui mâinile ca lumea în el, adică în momentul în care iei un viraj, tu poți să ai mâinile tot aici pentru că ai aceste scobituri. Nu pot să fac manevra acum că ar trebui să intru pe contrasens, dar o să vă arăt când e oprit. Adică, de exemplu, dacă fac un viraj la stânga, apuc de aici, îl aduc așa și am frumos partea asta de aici, ia uite ce bine se ține, știi? Și dacă ar fi avut spițe, nu făcea manevra asta ușor, adică e o mașină foarte ușor de condus alert, pe străduțe înguste, pe manevre bruște, dar sincer nici la extraurban nu dezamăgește, adică lumea are impresia că motoarele astea nu trag și că, domne, este imposibil să te descurci cu așa ceva. Totuși să nu uităm că mult iubita noastră Dacia avea 54 de cai când a apărut și slavă Domnului, băgau și 6 inși în ele cu bagaje, cu grătar de la deasupra, uneori și cu remorcă, și au făcut țara în lung și în lat cu ele. Evident, e oarecum eronat să faci această comparație în ideea în care traficul era altfel atunci, erau altfel de drumuri, ritmul era cu totul altul, nu se mergea la aceleași viteze. Dar ce vreau să spun este că eu pe bucata aceea de după Craiova, în serpentine respective, am dat la o parte la mașini fără niciun fel de problemă. Cheia la genul ăsta de motorizare este să o ții sus, adică ai turat-o, nu trebuie să-ți fie teamă de spectrul 3000-6000 de rotații pe minut, adică unde la o mașină normală stai pe la 2000, la asta trebuie să o ții pe la 3000 pentru mers dinamic, dovadă că, de exemplu, și la 100 de km pe oră în A5 are 3000 de rotații pe minut, la 2000 în A5 are 60 la oră. Deci e făcută să-i dai. Are distribuție variabilă pe ambele axe, asta înseamnă că dozează bine cuplu. În limita puterii ei, trage la fel de bine și jos și sus. Și asta înseamnă că pe o serpentină în urcare, cum sunt la Posada, îi dai cu a doua sau a treia pe la 3-4.000 și o ții acolo. Și se va da lumea la o parte, pentru că tu venind lansat cu viteză legală mai mare decât merge cel din fața ta, îți va face loc. Și dacă nu-ți face loc, aia e, frânezi, dai inferioară și turezi motorul. Adică nu accelerează atât de viguros. Adică trebuie să înțelegi faptul că, neavând o rezervă mare de putere, nu vei putea să faci manevre explozive de accelerație și trebuie să-ți calculezi într-adevăr depășirile. Nu vei putea să depășești un tir pe un segment de, nu știu, 200 de metri de șosea, pentru că e prea din scurt. Dacă însă vezi că e linie dreaptă, mai ales cu Waze-ul conectat și nu vine nimic și ai un kilometru, inferioară, până la 6000, schimb 2-3 viteze și ai depășit fără probleme. Adică mașina poate să susțină viteze de deplasare foarte mari cu niște consumuri excelente și trebuie doar să știi să o conduci. Dar motorul în niciun caz nu este slab. Într-adevăr, dacă ar fi, de exemplu, să mergi pe Transalpina sau Transfăgărășan încărcat, te fură chestia asta, pentru că poate să devină enervant pentru că nu poți să faci manevre neprevăzute, în ideea în care nu poți depăși brusc. Dar, repet, dacă în momentul în care te duci și îți plănuiești manevrele astea de depășire, dai timp mașinii să se dezvolte, nu vei avea absolut nicio problemă. Deci eu nu m-am simțit submotorizat cu această mașină pentru că mi-am adaptat stilul de mers. La Honda, de exemplu, pentru că am o rezervă mare de putere, nu trebuie să dau inferioară neapărat. Dacă sunt la 2000, la 3, apăs pur și simplu accelerația. Aici trebuie să dau a doua și o turez maxim. Așa că e un motor făcut pentru turație. Mi se pare că trebuie să știi puțin să-l conduci. Cam asta este toată ideea cu el. Și ce mai observ la mașinile astea noi și ce mi-a plăcut, de fapt, este că deși au niște suspensii simple, un banal McPherson pe față și o punte semirigidă pe spate, au niște bucșe care cumva prind punțile astea intermediare, adică nu e legată rigid de șasiu prin niște bolțuri metalice fără un fel de amortizare. Și cumva e prins întâi suspensia pe un subcadru
Și de asta când treci peste șine de tramvai denivelate sau gropi, da, mașina se leagă, e oarecum rigidă, numai că ai confort în ea, adică nu ai senzația aia de ruptura a mașinii, că de multe ori sunt mașini care sunt atât de rigide și ele de fapt n-au nimic, așa fac ele. Și în momentul în care treci peste denivelări, tu simțind așa intens hopurile alea, ai impresia că mașina a pățit ceva. Și ai un disconfort când conduci, că e prea rigidă mașina, dar la asta nu se simte așa, adică mi se pare foarte ok nuanța acestor suspensii și evident că sunt ușor de întreținut, nu ai nu știu câte brațe și geometrii, complicăciuni din astea, iar dinamica pe viraj este una foarte bună, fiind o mașină ușoară, nici nu m-am uitat de fapt, chiar de curiozitate, să văd ce greutate are în talon. 1122 de kilograme are mașina asta, cel puțin conform talonului. Deci vă dați seama că una e să pui motorul ăsta pe o mașină de 1,4 tone, cum era un Opel Astra J, de exemplu, în trecut, care, ok, n-a avut niciodată 80 de cai, dar un 1.4 aspirat din ăla e leșinat pe genul ăla de mașină și atâi să o pui pe un prichindel din ăsta mai ușor. Evident, motorul ăsta e mai potrivit puțin pe Volkswagen-ul Up și dovadă că seriile A211 mai vechi, ăsta fiind de A211 Evo, au avut 3 cilindri în linie aspirate și 4 linii aspirate cu injecție multipunct pentru piața din Rusia. Și ulterior au readaptat și pentru Europa aceste motorizări, pentru că au putut să le mai pună filtre de particule, au putut să îndeplinească normele de poluare cu ele. Și e interesant că le-au făcut loc în gamă, să spun așa. Și asta este un motor A211 Evo în 3 cilindri, care derivă din 1.5 TSI-ul A211 Evo, din varianta aceea mai slabă, de 130 de cai, adică are cam aceeași construcție a cămășilor. Nu are turbină, nu are injecție directă, dar în partea acela sistem de răcire. De exemplu, nu folosește termostate, are niște supape mecanice care în caz de avarie rămân pe deschis și motorul va beneficia de răcire maximală. La fel, pompa de ulei are un control cu debit variabil infinit între două repere minim și maxim și asta înseamnă că poate să adapteze presiunea de ulei la necesarul motorului. Important este că dacă solenoidul ăla se strică, pompa rămâne pe presiunea maximală, adică nu vei avea probleme de fiabilitate sau uzură cu motorul. Evident, sistemele alea ar trebui să fie în parametri, adică mi se par bine proiectate. Și o mare ciudățenie a acestui motor este că, deși e natural aspirat și are vacuum în admisie, folosește o pompă de vacuum, ca la un motor turbo. Și asta pentru că el, derivând dintr-un TSI, au preferat să lase piesele acolo, pentru că era mai scump să schimbe pompa tandem și să pună doar una pe ulei simplă, fără vacuum, decât să lase pompa acolo și să tragă o conductă pentru frâne. Și de asta frânele țin foarte bine, adică de cum ai lipit pedala, ai un vacuum intens în servofrână și frânează foarte bine. Adică față de un sistem natural aspirat standard, mi se pare că este puțin mai puternic pe partea de frânare. Mi se par interesante genul ăsta de adaptări și totodată sistemul de răcire e mult mai simplu față de motorul turbo, pentru că neavând turbină, nu are nici traseu de supraalimentare, turbină neexistând nu e răcită, că nu are ce să răcească și nu are nici charger cooler, intercoolerul ăla cu lichid în admisie, implicit nu are nici radiatorul de joasă presiune și temperatură și nici pompa electrică care antrenează respectivul antigel. Deci e totul mult mai simplu și cantitățile de fluid sunt mai simple. Așa că vorbim și de o mentenanță mai bună. Da, e complicat cu vremurile astea pentru că, de exemplu, mă uitam, există furgonetele de tip mic și mediu din grupul PSA Stellantis Toyota, adică acele Toyota Pro Ace, Citroen Jumpy, Peugeot Traveler și astea, dacă te uiți la ele, sunt făcute pe aceeași bază tehnică, însă Stellantis-ul, pentru că nu și-a îndeplinit niște norme de emisii, s-au luat decizia de fapt de a nu mai vinde dube de pasageri, de transport persoane de tip mic și mediu, cu motoare termice. Însă vehiculele comerciale de transport rămân cu motoare pe termic, deci ei vând doar electric pentru pasageri. Toyota, în schimb, care oferă aceleași modele, nu le oferă însă electric la noi, îți oferă termicul, pentru că ei au normele alea CAFE de emisii îndeplinite. Și timp de un an nu vei putea să cumperi de la grupul Stellantis mașini de transport persoane mici și medii cu motoare termice.
La anul, în schimb, se va reveni cu un sistem mild hybrid termic pe acele motorizări. Adică, cumva, periodic ei ajustează ofertele astea de vânzare pentru a putea să își îndeplinească normele astea de emisii. Și cumva și Volkswagen cu motorul ăsta cred că tot asta a reușit să facă. Pentru că probabil din gamă nu știu câți vor cumpăra, deși prețul e atractiv, adică mi se pare o mașină potrivită la treaba asta. Și Clio are un motor SCU65, la fel este pe ce am filmat eu recent. Mai sunt niște variante care au 75 de cai, adică cumva oamenii nu stau pe loc și încearcă să ofere chestiuni interesante, da. Eu zic că motorul ăsta cu uleiul schimbat la timp și mașina întreținută, adică nu condusă 2 minute și oprită, drumuri scurte, abuz din ăsta, chiar poate să țină sute de mii de kilometri fără niciun fel de problemă. Asta e ceea ce cred eu, având în vedere că am tot interacționat cu motoarele astea. Și sincer, abia aștept să treacă câțiva ani sau să văd mașinile astea pur și simplu folosite, nu distruse. Să văd o mașină de asta cu 300 de mii de kilometri, să văd cum se prezintă, dacă are scurgeri de ulei, dacă se schimbă stilul de mers, dacă troncăne și chestii din astea. Chiar va fi interesant și mi se pare de urmărit, pentru că lumea dă cu hate acestor motorizări fără ca vreodată probabil să fi interacționat cu ele. Deci văd foarte multe comentarii la adresa acestor motoare, mai ales pe Dacia. Bă, păi eu am motor de la cum ai tu sub capotă la ștergătoare la mașina mea, chestii de genul ăsta, fără ca acei oameni să fi condus vreodată un motor din ăsta în 3 cilindri. Adică la cum am condus eu ieri pe extraurban, ar fi putut să zic oricine că e un motor de 1,5 sau 2 litri. În niciun caz nu atât de mic precum acesta. Cam asta a fost filmarea, că dacă mai vorbesc încep să repet lucruri pe care le-am zis deja și timpul e limitat. În general, da, fac filmări lungi, dar mă gândesc că ăsta e un episod mai succint, nu e atât de interactiv, așa că n-are rost să-l fac de 45 de minute. Așa că vă urez un călduros la revedere, sper că v-a plăcut treaba asta și chiar aș vrea să văd în zona de comentarii niște păreri legate de aceste ascuțitori și râșnițe, cum le spune lumea, că sigur ați interacționat cu ele. Și ce părere aveți voi? Pentru că ați mai avut, sigur, Citroen C1, de exemplu, Toyota Aygo, Peugeot 107, genul ăsta de mașini care sunt cu motoare mici, de 1, 0, 1, 2, 3 cilindri, 4 cilindri, adică motoare micuțe. Și sunt convins că v-ați descurcat cu ele fără niciun fel de problemă. Toyota IQ, la fel, motoare în 3 cilindri, tot felul de astea de Daihatsu. A avut, slavă Domnului, și Skoda în trecut pe Fabia niște motoare foarte micuțe, făcute acele HTP-uri de 1.0, 1.2 erau în 3 cilindri și 1.0 în 4 cilindri, cu 45-50 de cai, cred că aveau ceva de genul. Cred că v-ați descurcat cu ele, chiar sunt curios, au niște păreri în acel sens, ca să vedem, să mai înțeleagă lumea totuși alte chestiuni. La revedere! Hai că mi-am luat la revedere puțin prea devreme, în ideea în care am uitat să spun cum cred eu sau de ce cred eu că au făcut oamenii motoarele astea în 3 cilindri. Ideea e că un motor în 3 cilindri înseamnă unul cu 4 cilindri, dar cu unul mai puțin. Și un cilindru mai puțin înseamnă evident și un ax cu came mai scurt, cu mai puțin lob de came, cu un număr corespunzător mai mic de supape. Evident, blocul are mai puține cămăși, e mai scurt și tot așa. Adică cumva e mai ieftin să le produci, sunt făcute modular, e mai accesibil să le faci așa și este o chestie interesantă care trebuie menționată, că, de exemplu, un motor de 1 litru sau 1.2 în 4 cilindri are un volum per piston destul de mic. Un 3 cilindri de 1 litru sau 1.2, în general, va avea un volum evident mai mare, pentru că ai cam aceeași cifră împărțită la 3, nu la 4. Și din câte se pare, cam toți producătorii au ajuns la această concluzie, și anume la faptul că partea de eficiență presupune să faci niște motoare care au un litraj per piston de aproximativ 500 de centimetri cubi. În general cu alezaje și curse subunitare, adică cu cursă mai mare decât alezajul. Și în felul ăsta ai o caracteristică de cuplu mai bună, motorul nu se rotește atât de repede și uzura e mai mică. Și per total, da, în general cred că e făcut așa pentru că e o economie mai mare pentru producător și poate să le facă mai ușor modular pe aceeași linie de producție. Pentru că în trecut, de exemplu, un 1.2 de 4 cilindri și un 1.4 de 4 cilindri nu prea aveau componente din astea de piston la comun, difereau total. Pe când dacă ai un 1.0
în 3 cilindri și un 1.33 în 4 cilindri, ele vor împărți exact aceleași pistoane, biele, supape, arborii cu came sunt modular făcuți mai lungi, așa că e logic să fac așa ceva, însă într-adevăr, poate pe mașina asta aș fi preferat să văd vechiul motor TSI de 90 de cai, de exemplu, în 4 cilindri, care clar era puțin mai echilibrat decât acesta, dar cert este că senzația de condus la aceiași cai, deci dacă compari un 1.0 TSI în 3 cilindri cu între 95 și 110 cai versus vechile TSI-uri de 4 cilindri de 1.2 cu 90-115 cai în intervalul ăsta, vei vedea că ele se comportă la fel. Adică trag aproximativ la fel, consumurile s-ar putea să fie chiar mai mici la 3 cilindri. Și da, pe total tu ca șofer nu realizezi o scădere, nu percepi o scădere a calității condusului. Asta cred că este ceea ce contează, așa că acum chiar îmi iau la revedere. Am zis să fac completarea asta ca să nu mai trebuiască să scriu prin comentarii.